Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint produsele terminate în sfârșitul lunii august și luna septembrie. Am câteva produse, unele din geluri de duș am terminat multe, dar prima dată vreau să vă arăt această cremă de la Nivea, pe care am avut-o în ultimul plan de terminare a produselor. Din greșeală mi-a rămas în pungă și nu am filmat-o la celălalt clip cu produse terminate. Și acum sunt produse terminate în luna august, spre final și luna septembrie. Am niște șervețele umede, pachete mari. Am două de la Pure. Au fost câte bucăți. Nu găsesc. Cred că fac prea mult zgomot și n-are rost. Cred că vreo 70 de bucăți. Unul cu migdale și unul cu cocos. Au fost folosite pentru a curăța mâini, piele, corp, șters anumite lucruri de pe obiecte, cum ar fi dulăpior, mâner și așa mai departe. Au fost bunicele. Preferatele mele de la lui, 72 de bucăți, 3 pachete. Dacă urmăriți, știți că folosesc această marcă. Am folosit un pachet de șosete exfoliante. Unul l-am folosit eu, unul mama mea. Dar le-am pus pe amândouă în pungulițe. Le folosesc undeva la 2-4 luni, cam așa folosesc pereche de șosete exfoliante. Funcționează pe o perioadă, în funcție de, nu știu, carențele mele sau, nu știu, timp, hidratare și așa mai departe. Dar funcționează. Dacă aveți probleme cu tălpile, călcâiele întărite, cu piele groasă, tare, crăpată, vă recomand. Doar atenție să folosesc cu pauze minim 30 de zile și nu aveți voie pe răni, adică crăpături care sângerează. Dacă doriți mai multe detalii despre aceste șosete, vi le pot oferi, îmi scrieți și cu mare drag vă răspund. Am folosit această vopsea de la Avon, SRB, ca nuanță este codul este SRB, ca nuanță este castaniu roșcat deschis. Am consumat sau am terminat în această perioadă două creme de mâini de la Oriflame. Aceasta am avut o situație neplăcută, s-a rupt capacul, l-am strâns puțin mai tare și mi s-a rupt, dar m-am grăbit și am terminat-o. Aceasta mi-a plăcut foarte mult mirosul. Ca tip de hidratare, hidratare minimă oferă aceste creme. Deci nu sunt pentru mâini uscate foarte puternic sau mai uscate. Așa, o hidratare pe perioada asta mai rece. Eu am folosit în august. Această cremă am avut-o deschisă de, cred că aproape un an. Cred că de anul trecut, din perioada sărbătorilor, am cumpărat-o și undeva probabil prin ianuarie am început să o folosesc. Mi-a plăcut mult mirosul și am folosit-o pe perioada mai rece.
Am să arunc și această cremă de protecție cu factor 50 de la Avon. Am folosit foarte mult din ea, spre surprinderea mea. Am mai rămas puțin aici, dar am decis să o arunc deoarece nu mi s-a mai închis bine recipientul. Acum, probabil din cauza mea, pentru că n-am curățat, dacă vedeți, căpăcelul și atunci probabil nu s-a mai închis bine. Având în vedere că am luat-o anul trecut, 24 de luni de la deschidere este valabilă și am decis să o arunc. Dacă auziți lătrături, îmi cer scuze, sunt câinii mei și nu știu ce au. Am folosit și apă, această apă termală de la Vichy. E acea cantitate mică de 50 de mililitri. Mie îmi place foarte mult apa termală, o folosesc pe perioada verii, împrospătare, răcorire, hidratare. Am terminat și acest deodorant antiperspirant de la Rexona. Mi-a plăcut. Sunt bune. Le folosesc când vreau să mai fac o pauză de la cele Garnier pe care le ador. Am terminat și un balsam de păr de la Pantene. L-am început undeva de anul trecut. În sfârșit l-am terminat. În ultimele luni m-am tuns scurt și nu mai folosesc balsam mai rar. Am folosit și această mască de păr de la Avon pentru protecția culorii. Prefer balsamele de păr de la vopsele, inclusiv cea de la Avon. Balsamul ăla e minunat. Masca a fost bunicică, nu foarte bună. Mie părul îmi elimină vopseaua. M-a ajutat puțin mai mult să mențin culoarea, dar nu cum aș fi crezut. Dar, având în vedere că părul meu tot timpul elimină culoarea, a funcționat. Am terminat și acest Egol, acest gel pentru ras de la Avon. Îmi place foarte mult, deci nu mai iasă nimic, doar că nu l-am mai tăiat. Mi-a plăcut, cu siguranță o să recumpăr, mai am unul acum la baie, dar o să recumpăr când le găsesc la ofertă, cu siguranță îmi iau câteva. Iar acum o gamă largă, mare de geluri de duș pe care le-am consumat sau le-am terminat în această perioadă. Am avut acest gel de duș de la Avon, 720 de mililitri, o notă de trecere, da, să zic un 7 din punctul meu de vedere, pentru că sunt alte. Din aceeași gamă sunt alte tipuri de geluri care îmi plac mai mult. Dar l-am avut de ceva timp luat în baie și m-am hotărât să-l consum pe tot. Și am reușit cu brio. Un gel de duș de la Oriflame, din gama veche, cu smochine și lavandă. Tot așa, o notă de trecere, doar dacă îl găsesc la un preț foarte, foarte avantajos, o să-l mai cumpăr. Mirosul a fost plăcut. Tot de la Oriflame, un gel de duș exfoliant. Mi-a plăcut. Din punctul meu de vedere, e un gel de duș notă 8 spre 9. Mi-a plăcut și probabil că o să-l recumpăr. Un alt gel de duș de la Oriflame a fost lansat anul acesta. Mirosul a fost
foarte delicat. L-am folosit în perioada verii, dușuri dese și preferam să nu am un gel de duș care să aibă un miros foarte puternic. În perioada aia, 200 de mililitri l-am folosit, a fost ok. Un gel de duș de la Sien cu mango a avut o cantitate de 300 de mililitri. Mi-a plăcut mirosul de mango, deși am avut impresia că e un miros artificial. Dar, spre surprinderea mea, îmi plac gelurile de duș cu mango. Un alt gel de duș de la Balea, de data aceasta, cu magnolie și, repede am vrut să zic fructele astea, dar cred că vă dați voi seama ce și cum. Mi-a plăcut și cel mai fantastic gel de duș din ultima perioadă este acesta de la Avon, La Vita, Sensuel. Este roșu ca și nuanță. Are extract de frezie, bujor roșu și mosc. Mi-a plăcut enorm, enorm. Deci, vă recomand. Dacă știți că vă plac aceste mirosuri de frezie, mosc și bujor, vă recomand să-l încercați. Pentru mine este printre primele două geluri de duș favorite, ca și miros. Este un gel de duș cremă, mi-a plăcut și lucrul acesta, dar ca miros de nota 10 cu steluță. Cam acestea sunt produsele pe care le-am terminat eu în această perioadă, sfârșit de august și septembrie. Sper că v-au plăcut, sper că ați aflat noutăți. Dacă aveți mai multe întrebări, vă rog să-mi lăsați în descriere, în comentarii. Mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi frumoasă. Pa, pa!